Decizie istorică a Curții Europene de Justiție. Instanța europeană a decis că România va trebui să modifice legislația astfel încât soțul sau soția dintr-o căsătorie homosexuală să aibă drept de ședere permanent în țara noastră. Până în prezent, România nu recunoaște legal căsătoriile între persoane de același sex și astfel soțul de același sex al unui cetățean român nu putea să locuiască alături de alesul său mai mult de 3 luni de zile. Deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria homosexuală, ele nu pot împiedica libertatea de ședere a unui cetățean al Uniunii prin refuzul de a acorda soțului său de același sex, resortisant al unei țări non-UE, un drept de ședere derivat pe teritoriul lor. Se arată în comunicatul emis de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Decizia de astăzi a Curții Europene are la bază cazul unui cetățean român, Relu Adrian Coman, căsătorit în Belgia cu un cetățean american în 2010. În 2012, cei doi au solicitat autorităților române să le fie comunicate procedura și condițiile în care Robert Klebon Hamilton ar putea să obțină dreptul de a locui în mod legal în România pe o perioadă mai mare de trei luni. Hamilton nu a obținut dreptul de rezidență, iar căsător dintre cei doi nu a fost recunoscută. Timp de șase ani, aceștia au dus o bătălie juridică cu statul român ca în final să trimită o solicitare către Curtea Constituțională care a sesizat la rândul său Curtea Europeană de Justiție. Decizia Curții constituie un reper pentru toate țările Uniunii Europene.